Nu e tornad. Noapte bună, noapte bună, vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești. Bine v-am regăsit la o nouă seară de lectură, cea care împlinește al doilea an, sau care începe cel de-al treilea an de povești. Astăzi am împlinit 2 ani de când citim povești. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani, numai eu cânt. Bine v-am regăsit. Suntem în compania năzdrăvanilor și a bărbosului. Și o să fie și mami, dar nu acum. Continuăm peplosul literar în colecția Nemuritoarea Basmelor Românilor cu volumul al 4-lea, basme culese de Alexandru Vasiliu și I.C. Fundescu. În această seară, Andrei Teodor. Andrei. În această seară vom citi Boghelț. Teodor, retrageți mâna. El, tu spui că nu te lasă, dar tu împingi mâna spre el. Boghelț, da. O zis că erau mai mulți băieți. Într-o zi băieții s-o luau la joacă. Jucându-se ei așa un răstimp, iată că dau de o groapă, nu tocmai largă, fără numai cât a putea o sări când ți-ai face vânt. Și zice un băiet, hai măi și-om sări peste groapa asta. Iar cine nu putea sări, să se facă maică sa vacă bălaie. Am mai citit un basm așa, nu? Da. Și sar băieții peste groapă, dar rămâne mai la urmă un băiet mic. Și ăsta nu putu sări. Din pricina asta, maică-sa acasă s-a făcut vacă bălaie. Când se duce băietul, găsește pe bietul tată său scârbit peste seamă că a rămas fără Ce soție. înseamnă Adică supărat. Ce să facă? Singur să șadă nu putea, pentru că n-avea cine să-i facă mâncare, n-avea cine să-i spele cămeșile, n-avea cine să-i poarte de rânduială. Și-o luat pe seamă să-și aducă femeie în casă, că doar casa fără femeie miroase a pustiu. Și-și găsește el omul o femeie care avea 3 fete mari. Dar băietului îi era mamă de-a doua. Ea cu fetele ei trăia bine, iar pe băiet să nu-l vadă în ochi. Omul era tare nevoiaș și n-avea altă stare fără numai cea vacă bălaie. Adică altă avere, vreau să zic. Stare sau avere. Amu, la câteva vreme, fătă vaca un vițel frumos și i-o pus numele Boghelț. Băietului nu-i dase altă treabă decât că se ducea cu vaca la păscut, iar seara venea cu dânsa acasă. De mâncare întraistă, măsa îi punea o baligă uscată. Scârba bietului băiet, cum are să mănânce el baligă de vacă? Ajungea în țarină și când îl pălea foamea și se uita în traistă și vedea ce i-o pus măsa, plângea de se scutura cămeșa pe dânsul. Amu, ia că ce zice vaca într-o zi. Nu plânge dragul mamei, că pe cât ei fi cu mine, las dacă nu-i trăi bine. Vine și ia cornul meu cel drept și îl scutură. Când l-o scuturat, s-o făcut colea o masă încărcată cu tot felul de mâncări și băuturi. O mâncat și o băut bietul drept cât i-o trebuit. De acolo o zis, strânge-te cornule. Atunci toate bunătățile de pe masă s-o strâns și pe urmă băietul o pus cornul la locul lui la masă. Spre seară ia vaca și se duce acasă. A doua zi, mama cea vitregă tot baligă uscată i-o pus băietului în traistă. Dar el nici habar n-avea, că îi purta vaca de Ce rânduială. înseamnă teaște? Sacoș. Nu după multă vreme, băietul, din slab și perpelit cum era, s-a făcut un Ce înseamnă băietaș voinic perpetuit? slab, voinic și frumos de să-i tai fața cu un fier de păr. Mare lucru și asta, zicea maștera sa. Eu îi pun de mâncare în traistă numai baligă de vacă și uită-te la dânsul că e mai rumen la față decât fetele mele, care mănâncă tot bucățica cea bună. Și zice către fata cea mai mare, să te duci azi, draga mămuică, să vezi ce socoteală are băiatul ăsta. Cum se face ziua, băiatul și ia vaca de funie, baliga în traistă și se duce în țarină. Dar și soră s-a cât colea în urma lui. Când o a ajuns la câmp, vaca s-o dat la păscut, iar băietul s-o apucat la joacă.
La o vreme a început a-i fi foame și zice către soră sa, Lelică, vine să-ți cat în cap. Cată-mi, dragul Lelicăi, da să-ți cânt un cântecel. Ce-și? Cântă-mi, dragul Lelicăi. N-am înțeles. Deci băiatul i-a zis fetei, Lelică, vine să-ți cată în cap. Adică vine să te mângâi, sora lui, aia vitregă. Una dintre cele trei. Păi ca să o adoarmă, probabil, că era foame. Uite, și băietul începe a zice, adormi un ochi, adormi doi ochi, adormi un ochi, adormi doi ochi. Și-o a dormit fata, vezi? Pe urmă, băietul s-a sculat de acolo, s-a dus la vacă, o luat cornul, l-a scuturat și după ce o mâncat bine, l-a pus la locul lui. Pe când era soarele aproape de asfințit, o stârnit pe soră sa. Lelică, scoală și hai acasă, că de-a mui sară. Acasă, dacă a ajuns, o întrebat-o măsa. Ei, ce-ai văzut, draga mămucă? Dar voi ce să văd? Nimic. A doua zi, trimete pe fata cea mijlocie, iar băietul o a dormit-o ca și pe cea mai mare. Când a venit acasă Sara, o spus și ea că nu a văzut nimic. A treia zi, trimete pe fata cea mai mică. Fata asta avea însă trei ochi, doi în frunte și unul la ceafă. Băietul nu știa că drăcoaica asta are trei ochi și glăsuiește într-un târziu, Lelică, dă să-ți caut o leacă în cap. Cată-mi, dragul Lelicăi. Da să-ți cânt un cântec. Cântă-mi, dragul Lelicăi. Și începe băiatul. Adormi un ochi. Nu e, ar trebui. Adormi un ochi, adormi doi ochi. Nu. Adormi un ochi, adormi doi ochi. Nu, dar cum? Adormi un ochi, adormi. Fata adorme de cei doi ochi din frunte, dar cel de la ceafă rămâne deschis. De acolo băietul se duce la vacă, scutură cornul și se dă la ospătat. A zis la ceafă. Nu, a zis că are doi ochi în frunte, are aici ochi. E, ai înțeles la... Oh. Ma. În frunte, adică acolo unde a fost. Alacă, unde sunt ei, da. Uite aici frunte. Către sară, stârnește pe soră sa și se duc amândoi acasă. Ei, ce-ai văzut, dragul mamei? Da, păi, mamă, ia că ce și ia că cum? Și spune fata toate faptele băietului. Femeia, cum aude de una ca asta, se pune pe capul bărbatului că numai decât să taie vaca. Și de ce s-o taie? Că i-o venit poftă să mănânce carne de vacă bălaie. Bată-te să te bată, muieri. Mă încurcă vitele cele multe să tai vaca. Adică am așa multe vite încât să mă apuc să o tai pe asta. Nici să nu te mai aud grăind acea vorbă. De nu-i tăie, o să știi bine că și eu mi-o-i lua fetele, tu-i lăsa cum te-am găsit și mă-i duce în lumea mea. Omul, dacă o văzut nevoia, s-o apucat și-o tăiet vaca. În curând. Atunci băietul o luat pe boghelț, o încălecat pe dânsul și s-o cam mai dus în lumea lui. Ce boghelț? Cine era? Vițelul. Păi dacă nu fratele e fratele lui. Fratele lui, cumva fratele lui, da. Și-o tot mers ei până ce-o ajuns într-o pădure și acolo o tras în gază la un bord de pădurăresc. Boghelț umbla ziua la păscut, iar Sara venea la bordei și aducea și de mâncare băietului. Într-o zi, pe când Boghelț nu era acasă, ia că numai ce se arată la bordei, un buhai, adică un taur, mare, mare, și zice către băiet, măi băiete, să spui lui Boghelț să vie să se bată cu mine la podul de lut. Și eu îi spune. Pe seară vine Boghelț de la păscut și îi spune băietul ce i-a spus buhaiul cela. A doua zi, buhăieșul... Am zis, taur. A doua zi, buhăieșul, Camus se făcuse mare, adică Boghelț, se duce la podul de lut, se ia la luptă cu buhaiul cel mare, îl dovedește și chiar îl și ucide. Iar dacă l-a ucis, o venit acasă. Pe când era la păscut, vine alt buhai, mai mare decât cel din tâi. Să-i spui, măi, băiete lui Boghelț să vie să se lupte cu mine la podul de aramă. Eu îi spune.
Cum ajunge Buhăieșul? Cum îi spune băietul că să se ducă la podul de aramă să se lupte cu Buhaiul cel mare? Și omoară Boghelț și pe aiest Buhai. Tati, eu știu că Buhaiul e brasca, Buhai de baltă. Da, pentru că... E Buhai de baltă! Mai este o specie de baltă, de asta, de broască, se numește taur. Tot așa. Da, aici... Brasca bou. Așa, e. Și de-aia, Buhai, bou, taur. Uac. Nu îi zice uac. E ce mu. E singura broască. Muac. De la care nu s-a auzit uac, s-a auzit mu. Uac. Uac, dar nu așa mă face. Așa face. Bun. Cum ajunge Buhăieșul? Cum îi spune băietul că să se ducă la podul de aramă să se lupte cu Buhaiul cel mare? Vezi, am citit asta. A treia zi, pe când Boghelț era la păscut, vine la băiet un Buhai urât și cufurit și zice: ai grijă, băiete, să spui lui Boghelț, al tău, să vie să se lupte cu mine la podul de aur. D-apoi au venit alți buhai mai mari decât tine și i-o dovedit și i-o ucis. Și pe tine nu te-a dovedit? Cum ajunge Boghelț acasă, îi spune băietul că a venit un bou afurisit, deci era greu să te uiți la dânsul, și că să se ducă să se lupte cu el la podul de aur. Ehehe, stăpâne, ia, dar este a mie în grijă, că e mai tare decât cum au fost cei doi. Am unul de rândul ăsta să mergi și dumneata cu mine. Și de m-a ucide, să te răpezi, să iei cornul meu cel drept și să nu zici deschide-te cornule, până ce nu-i ajunge într-un câmp mare. Dacă îi ajunge într-acel câmp, să zici deschide-te cornule și ce-i vedea ai să te minunezi. De acolo s-a pornit la podul de aur. Cum a ajuns, cum s-o luat la luptă? Se vede că mare putere o a avut cu furitul, că l-a dovedit pe Boghelț și l-a ucis. Atunci băietul se răpede... Pe cine îl ucide? Pe Boghelț. Atunci băietul se răpede și ia cornul cel drept al lui Boghelț. După ce a luat cornul, o mers el cât o mers și cum a ajuns într-un câmp mare, o zis așa: deschide-te cornule! Atunci nu se mai știa ce de vite o ieși din corn, că o umplut câmpul. De la o vreme, o vrut să se pornească înainte, dar nu le putea strânge. Când se bătea el cu gândul ce să facă, numai ce se trezește înaintea lui cu un corb. Ce mi-i da mie, măi băiete, să strâng eu toate dobitoacele este în corn, așa cum au fost mai înainte? Dar apoi ce să-ți dau? Măi, te-ai prins să te dai mie să te mănânc, tocmai când ți-a fi mai drag pe lume? Ce să zică băietul la un timp ca acela? Mă prind, cum nu? Numai strângem vitele. Și-o scos corbul de sub aripă un bicișor și-o pognit cu el numai de 3 ori. Și toate vitele au intrat în corn. De acolo corbul s-o dus în treaba lui, iar băietul s-o pornit spre casă. Dar mergând pe drum, s-o abătut pe la Sfânta Vinere și i-o spus cum a fost treaba cu corbul. Atunci Sfânta Vinere i-o dat 3 câini și i-o spus băietul: ce înseamnă câini? Câini. Că nici când s-a duce la cununie să nu-i lase de lângă dânsul. Că de i-a lăsa, apoi n-are să fie bine. Și și-a el ziua bună de la Sfânta Vinere și apucă pe drum înainte. Acasă, dacă a ajuns, o mai stat el așa o bucată de vreme și pe urmă o deschis cornul și s-o umplut ocoalele de vită. Iar dacă mai trecut un răstimp, el s-o făcut mai mărișor, cum e mai bun de însurat, și-o căutat ce o fată, mai mărișor mai mare, și s-o logodit cu ea. Amu era gata să se ducă la cununie, dar zice măsa: măi băiete, dar mai lasă câinii ăștia acasă, bată Amu, când te duci la cununie. Nu-i mai lua cu tine. Băietul nu s-a mai pus pricină. Măsa a luat câinii și i-a închis într-o pivniță, să nu mai poată ieși de acolo, cât a fi Aminu. Cine? Pe cine? Mama vitregă a luat câinii lui băiatului și i-a închis într-o... Băiatul, nu ești atent?
Păi nu-i. El visează la... Ia uite aici. Deci cât o fi aminul. Cât a fi aminul, zice, cât a fi lumea asta. Asta înseamnă cât a fi aminul. Deci cât a fi lumea asta. Să conducă tractoase și mașinuțe. Ia ca... Nu trece mult și vine și băietul de la cununie și se așează la masă, cum îi rânduială. Numai ce se arată corbul. A, păi, măi băiete, am venit să te mănânc, ca muții mai bine ție pe lume. Băietanul a fost înghețat, dar tot și-o mai ținut firea și-o zis așa, corbule, corbule, lasă-mă rogu-te să-mi cânt cântecul. Ia că te las. Și începe băietul a striga, nea aude, nea vede, nea greu ca pământul. Erau numele câinilor, cred. Că zice, nea aude, nea vede, nea greu ca pământul, săriți cu fuga, că de mine nu-i bine. Cum o strigat, o și auzit un cățel și o zis, haideți măi că ne omoară stăpânul. Ceilalți nici nu l-au suferit cu vorba asta. Și mai strigă băietul până a treia oară și-o auzit toți câini. Și atunci s-o izbit cu toții în ușă, o stricat-o și-o venit la băiet în casă. Ce-ai pățit, stăpâne? Ia că măi, vrea să mă mănânce corbul. Ce să-i facem? Să-l luați la mâncat și să nu rămâie un ciolănel din el măcar. Și unde mi l-a luat câinii și l-a flocăit și l-a întins și l-a crompățit, crămpoțit, zice aici. Până ce la urmă nu s-o ales nimic din corb. Ce-o fi aia crămpoțit? Ronțăit. A, e? Cu asta sună ție crămpoțit? Uh-huh. Că l-a flocăit, l-a întins și l-a crămpoțit. Așa e, măi, până ce la urmă nu s-o ales nimic din corb. De acolo băietul a sfârșit nunta și pe urmă s-o apucat de gospodărie. Iar pe măsă a legat-o de trei iepe, o înconjurat casa de trei ori cu ea și apoi o pus pe ele un tăbultoc de nuci, adică un săculeț, tăbultoc, săculeț, și le-o dat drumul să fugă pe câmpie. Și unde cădea nuca, cădea și bucățica. Și ea că așa o scăpat băietul de năcaz și pe urmă s-o dat a trei cu nevastă sa, că avea toate de ajuns și de întrecut. Uite, asta e prima poveste fără pupat în ultima vreme. Povestită de elevul Cășuneanu Gheorghe Neculai, din clasa a doua primară, în anul școlar 1899-1900, anume în ziua de 15 februarie 1900. E, ce drăguț! Adică peste 10 zile de acum, or se împlinească 100 și... 10 ani. În ziua următoare vom citi Curpă în mare. Și din volumul lui Dimitrie Bolintineanu, Legende istorice, Curpă în mare. Curpă în mare. Ce e? Nu știu, vom afla mâine. Măi, nu mai citi tu ce o să fie mâine, că nu știu dacă o să fie mâine. Mâine e ca mâine. Și poate n-am chef să citesc povestea, poate vreau să mă întorc la cea pe care am sărit-o astăzi. În această seară, din volumul Legende istorice de Dimitrie Bolintineanu, avem Marioara. Dragul dulce al vieții mele la oaste s-a dus. Și de atunci, soare, stele, toate au apus. Mâna mea la lui plecare, calului am frânat. Și într-o dulce sărutare, inima mi-a dat. E, nu se putea să rămânem în seara să ne pupați, nu? Mm-hmm. Astfel cântă Mărioara, după al ei iubit, și pe față ei lăcrimioara dulce-a înflorit. Însă iată că sosește mândrul ei amor și în noaptea ce domnește spune al său dor. În câmpia sângeroasă frații mi-am lăsat și la tinea mea frumoasă iată că am zburat. Căci, vezi tu, o dulce nume, înger ce iubesc, fără tine în astă lume nu pot să trăiesc. Ce zici tu, of, neferice, mândrul meu iubit? Așadar, eu nu-ți voi zice bine ai venit,
Dar de nu poți fără mine în lume a trăi, la bătaie eu cu tine, haide, voi veni. Amândoi pe cai s-aruncă și prin noapte zbor și trecând prin verde aluncă, cântă cu amor. Dacă nu poți fără mine în lume a trăi, pentru țară, eu cu tine dulce voi muri. Iar eu am apucat povestea, poezia de-am terminat și n-am spus de asta dată vreo minciună adevărată, ci adevărul mincinoase știți din cele sănătoase. Fac și eu ca Filipu. La următoarea noastră întâlnire, poezia va fi doamna lui Neagu. Ha. Doamna lui cine? Neagu. Neagu? Da. Vă urăm toate cele bune, la mulți ani și toți buni, să ne auzim sănătoși peste un an și să avem grijă de noi în zilele acestea cu furtună, cod roșu, portocaliu, vânt. Cod vânăt. Vânăt, zăpezi, gheață. Să aveți grijă de dumneavoastră. Noapte bună!